se sam deschide pe... Opa! Bani, ce să știe? Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod unde astăzi o să deschidem cel mai ieftin calendar de la Lidl. Mai exact, un calendar de la Favorina. Mulți dintre voi mi-ați scris să deschid un calendar de la Favorina, pentru că l-ați văzut în Lidl. Cât a costat ăsta, că am uitat? 3,99 lei. Dia este în spatele camerei ca de fiecare dată. Din păcate, nici măcar hey-ul ăla prea măreț nu prea poate să-l... Poți să-l spui? Hey! Hey, doar cu o voce mai răgușită. Așa că acesta este calendarul Advent, deci 3,99 lei. Am mai deschis un calendar de la Penny Market, cel mai ieftin, dar pe acesta, îl vedeți, este de la Lidl. Cel mai mult îmi place cum arată ăsta. Îmi place că e un brad cu ursuleț Teddy în el. Nu? Uită-l pe Teddy, iarăși pe Teddy, e și Alma, e și Șazi, toată familia aici. Hai să vedem ce este pe spate. Pe spate e un brad, nu știu dacă trebuie colorat sau ceva, nu-mi dau seama. Cred că pot să-l colorez. E interesant. Hai să vedem ce ne oferă de 3,99 lei. Are așa, de la Favorina. Bine, categoric cred că este tot numai ciocolată, dar totuși hai să vedem ce găsim. Hai să trecem la ziua numărul 1. Căutăm ziua numărul 1. Haideți să vedem. Uite aici ziua are numărul 1. Hopa! Avem un... uite, sunt forme de ciocolată. Asta nu le-am mai văzut până acum. Asta este un omuleț de zăpadă, doar că de la fiecare cutiuță, căsuță pe care o deschid aici, are și un desen cu forma de ciocolată. Hai să vedem ce gust are ciocolata asta. Da, aduce puțină ciocolată mai ieftinică, ca să zic așa. Ciocolată din aia mai ieftină, dar nu era. E comestibilă, poți să o mănânci, e foarte dulce. Haideți să vedem, avem un ou de zăpadă de la ziua numărul 2, să vedem ce avem. Mamă, cât de greu le vezi căsuțele astea. Am găsit ziua numărul 2, avem asta. Opa, deci mie îmi place, deja încep să-mi placă calendarul. Băi, nu te cred, e un ursuleț, tot Teddy. Nu te cred că sunt doar urși. Ia uite. Ok. Dar oare sunt doar urși aici? Pentru că văd că bradul este format doar din ursuleț. Ar fi interesant. Ok. Asta cred că calendarul ăsta cred că e preferatul lui Teddy. Azi din ziua numărul 3. Mamă, putea să-l facă puțin mai vizibile. Uite că nu e format doar din ursuleț. E o inimioară cu un moș Crăciun înăuntru. Ok. Hai că mie îmi plac formele astea. Bine măcar că nu sunt rotunde, doar cu o formă în mijloc. Ziua numărul 4. Sunt chiar și nu prea o văd. Ok. Ok, avem asta. Ce avem aici? O floricică. E un trifoi cu 4 foi. Cât mai căutam pe asta când eram mic. Mamă, dar găseam mai trifoi cu 3 foi. Când găseai trifoi cu 4 foi, înseamnă că aveai noroc și o să ai bani. Și aveai? Nu, niciodată nu aveam. Deci ce trist. Da. Hai să vedem. Ziua numărul 5. Bine, că trifoiul cu 4 foi, că ți-aduce noroc, nu neapărat bani. Și de asta căutam să avem noroc. Ziua numărul 5, dacă îl văd, aș fi cel mai fericit din lumea întreagă. Am găsit-o. La noroc mă referam. La noroc, da. Am avut noroc. Când ne-am întâlnit. Opa, ce e asta? O lumânare. Tang, ok. Ziua numărul 6. Moș Nicolae, unde ești? Ce zici? E ceva mai special de Moș Nicolae? Avem... un cadou. E cadou ăsta? Nu, e o nucă, ci că pe un platou, ceva de genul. Ceva de genul. Da. Așa, așa are imaginea aici. Da, da. Ok, hai să vedem la ziua numărul 7. Este aici. Da, e interesant. Un clopoțel. Dar seamănă cu clopoțelul ăla mare de la biserică, când îl tragi, să sune. Ok, ziua numărul 8. Unde este ziua numărul 8? Ok, am găsit-o. Mie îmi place, adică totul la 3,99 ai forme de ciocolată. Nu sunt forme din acelea simple. O veveriță! E prima oară când văd o veveriță! Cât de drăguță! Vezi? Numărul 9. Ia să vedem. Unde ești numărul 9? Te rog, nu te ascunde, că tot te găsesc. Unde e mai numărul 9, că nu-l văd? Am chioră de tot. Pe bune, nu... uite-l! Le găsești greu, nu prea se văd. Trenuleț? Nu, e tot o mașinuță. Asta am mai văzut-o la celelalte calendare. Am mai văzut-o pe asta. Numărul 10, care este fix aici, în colț. Îți
Îți place cum arată? Mie îmi place forma calendarului, nu forma, peisajul. Da, a fost ultimul pe care l-am găsit. Da, ăsta a fost ultimul. Am avut noroc că l-am găsit pe ăsta. Brăduleț numărul 11. Ia să vedem. Am găsit numărul 11. Bam, deschidem. Sesam deschide pe... Opa! Bani, ce să știe? A, o lună. Asta am mai văzut-o. Ok, 12, care este fix aici. Da, greu le vezi, greu. A, uite-l aici. Pe capul unui ursuleț, Teddy. Un îngeraș cu ceva în mână. Ok, cu ceva stea în mână. Copil care se duce la colindat, cel mai probabil. 12, 13. La 13, e cu ghinion sau nu e cu ghinion? Vezi că e cu noroc. E o săniuță cu cadouri. Ai, 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 ai. Super. 14, care este fix aici. Ok, s-a deschis totul. Cred că asta e o floare. Da, e o floare. 15, care este fix. Nu-l văd. Am găsit. Ok, tot ceva rotund. O minge de fotbal! Cât de tare! Deci calendarul ăsta advent este și pentru fete și pentru băieți. Cât de șmecher e ăsta? 15, 16. Ăsta poți să le iei la fete și la băieți. Dacă sunteți părinți sau dacă aveți 3,99 lei. E interesant. Pentru că vă bucurați că sunt așa mixte. Ups, mi-a căzut. Asta e o stea căzătoare. Da. Ok. 16, 17. E prima oară când îmi cade un pește. Ia uite. Ia uite ce caragios e ăsta. Îl vezi? 17. 18. Uite-l aici. Haide că ne apropiem de Moș Nicolae. Moș Crăciun, pardon. Avem o stea. Asta am mai văzut-o. Zici că e stea de mare asta mai mult decât o stea normală care te duci la colindat. Hai să vedem. 19, care este fix ai. O ciupercă! A, de ce? Din pădure, să fie. O ciupercă din pădure. Ok, să fie acolo, nu? N-au mai avut ăștia idei ce să mai pună. 20. Bă, ăsta îi zici că e un leu din ăla de statuie. Uite, un leu. Sau zici că e Teddy. 20. 21. Uite-l aici. Ai, prima oară am crezut că e un iepure, dar ce treabă? Dar e de fapt e un bocanc cu cadouri înăuntru. Ok, 22. Bam, este o rățușcă. Deci astea sunt prea tare, e prima oară când văd formele astea, nu? 23, un vagon. Ok, îl vedeți, uite. Iar cu 24, opa, e mare. E măricel, e cel mai mare ăsta. Un Moș Crăciun. Zici că e Moș Crăciun? Sau un urs. Sau un urs. Ok, ăsta este, hai să vedem. 3, 2, 1. Moș Crăciun. Și e mare. Moșule, ce tânăr ești. Ia să-i mănânc cap. Scuze, moșule. Cam dulce capul moșu. Deci, ăsta a fost calendarul advent. Ce zici? Merită sau nu merită? Merită. Eu zic că merită. Pentru 3,99 e mixt și pentru fete și pentru băieți. Ciocolata nu e cea mai grozavă, dar merge să o mănânci. Nu ne-au luat țeapă, nu? Ca altele. Eu zic că merită asta. Așa că îl puteți găsi la Lidl. Abonați-vă și activați neapărat clonțul piricelul și fiți atenți. Am și o veste mega importantă pentru voi. Mâine, duminică, adică apare cel mai mare calendar advent din lume, doar că pe canalul principal Florentin Hristu. Aveți canalul principal în descriere și mâine am făcut cel mai mare calendar advent din lume. Și când zic că este din lume, într-adevăr nu exager. Pe canalul principal Florentin Hristu la ora 10 dimineața. Neapărat fiți acolo, o să fie nebunie. Așa că vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari pofticioși și noi ne vedem data viitoare cu topace și iubire. Salutare!